această lucrare am primit-o de la bunii, de la bunicul meu, de la străbunici, care întotdeauna s-au ocupat cu oieritul și am zis să încerc și eu. Poate se primește și la mine, se depind și eu de această profesie, decât încă sunt și preot slujitor la Sfânta Biserică, dar ca să-mi câștig, să-mi întrețin familia, am găsit alte lucrare, prin muncă și prin dragoste față de gospodărie care o am și de oile care le am. Nu pot să spun că chiar așa de multe venite aduc oile, dar este și o plăcere așa. Când faci brânza, mulți oilor, prepararea brânzei, trebuie să pui nu numai trup, dar trebuie să pui și suflet și ca să se primească brânza așa cum trebuie să fie ea. Fiecare avem foarte mulți clienți care vin și nici nu ajunge, chiar nu ne ajunge brânze. Stau, așteaptă comanda, poate și o lună, mai bine de o lună, până ce le facem, până le preparăm noi brânza aceasta fumată. În stână avem 187 de oi, din care 165 sunt ale mele proprii. Facem două feluri de brânză. Avem brânză afumată, care o preparăm numai pe Valea Siretului. În alte părți nu se prepară această brânză. Deci după ce o scoatem de la scurs, când o punem să se scurge de zăr, să o punem pe leață sus și acolo se focul când... Deci noi începem stâna multul oilor la 1 mai. Și se termină la sfârșitul septembrie. 5 luni de zile, focul la noi arde în continuu, zi și noapte, nu se stinge niciodată, pentru ca să preparăm brânza aceasta fumată. De exemplu, dacă îl punem dimineață, până seara, în timp de vară, seara, este gata. Aceasta este urda, deci din zerul care preparăm brânza, pe urmă punem zerul acesta la fiert, avem un cazan special, și din zerul care de la, de la, de la, de pe ce scoatem cașul, preparăm urda.